Marieta, ce-am spus eu? Nu mai săriți! Unde-i fratele tău? Oh, nu! Ralfi? Ralfi! Oh! Templeton! Nu e greu deloc porc să fii. Începi întâi a molfăi. Înfulegi guiți, te bălăcești, sorbi și apoi râgăi. Desert mere cu putregai, apoi te joci în mucegai și privești cum vaca rumegă. Hei, e grozav! Prin porumb de dimineață o baie în baltă. Mă bălăcesc și apoi micul dejun eu îl halesc. Nu e greu deloc porc să fii. Când o să fiu mare o să fac efort să dau din codiță ca tine. Îmi plac pisicile și câinii, dar semenii mei sunt porcii. Am prieteni buni ca mine și ca tine. Dacă vrei să fii ca mine, nu e greu, nu te abține. Am să mă uit și am să te imit. Iar acum fac legământ să fiu porc reprezentant. Dar mai întâi vom fi prieteni, amici buni, de asemenea și cel mai bun prieten. Vom tese o pânză ca mama noastră. Fii serioasă, Nelly! Haideți, fetelor, nu e greu. Doar fiecare am fost ale lui Charlotte mereu. Poate asta va fi șansa mea de a reuși. Din toată puterea mă voi strădui. Mofturi. Wilbur are nevoie, nu se poate ascunde. Dacă noi trebuie să-l salvăm, a dat de necaz. Sunt gata, vreau să încerc. Putem fi o echipă, să fim alături clipă de clipă. Avem nevoie de un miracol, nimic mai mult. Așteptam de mult. Nu renunța, Charlotte a reușit, vom fi ca ea. Nu te uita la mine. Trebuie să lucrăm foarte bine. Eu și cu tine, și cu tine. Haideți, fetelor, trageți tare. Să țesem un mesaj exact ca Charlotte.